Bună seara, doamnelor și domnilor, vă spune Daniel Botănoiu, realizatorul emisiunii Agricultura Modernă. În această seară vă propun să discutăm despre sectorul zootehnic românesc în viziunea medicului veterinar. De asemenea, să discutăm despre sărbătorile care se apropie, dacă punem ceva pe masă, cărniță, lăptic, brânzică, știu, toate produsele astea care vin din acest sector extrem de greu încercat în ultima perioadă. Și de ce nu, poate aceste riscuri, aceste evenimente nedorite, cum putem să găsim soluții, răspunsurile pe care le avem la bolile animalelor, de ce nu la exporturi, importuri, la piața și modul de funcționare a acesteia într-un ritm normal, astfel încât consumatorul român să poată să profite de activitățile din rural și de ce nu ruralul să existe în continuare. Motiv pentru care am invitat alături de mine pe domnul doctor președinte al Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru siguranța alimentului, sper să zic bine, domnul doctor foarte Alexandru bine. Bociu. Bună seara, bine ați venit! Bună seara dumneavoastră și telespectatorilor noștri, vă mulțumesc frumos pentru invitație. Haideți să începem cu început. Cum mai stăm cu bolile, cu pesta micilor rumegătoare, cu pesta porcină africană, pentru că este important. Sunt două sectoare deosebite în agricultura românească. Deosebite de importante și, după cum bine știți și povesteam și la emisiunile anterioare, pentru prima dată în România a apărut și pesta micilor rumegătoare. Era o boală care nu a apărut până în momentul de față. Dar datorită măsurilor implementate, datorită sprijinului care l-am avut din partea fermierilor, responsabilitatea dată de către fermieri, reușim în nici 3 luni de zile să eradicăm toate focarele din România de pesta micilor rumegătoare. Această boală permite ca după 6 luni de la ultimul focar să devenim o țară indemnă. Adică ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat, ștergem cele 6 luni. Acum trebuie să luăm în calcul că au fost 3 luni de zile în care o mare parte din exporturi au fost blocate. Spun acest lucru pentru că toate aceste boli se notifică la OAH, Organizația Mondială a Sănătății, și entitățile din toată lumea, instituțiile publice din toată lumea au acces la această platformă și, într-adevăr, văd că există anumite probleme în România. Noi fiind o țară indemnă, s-au ridicat multe semne de întrebare, mai ales că au apărut focare în două puncte ale țării total opuse. Păi așa suntem noi, mai atipici în România. Mai atipici. Tulcea și Timiș. Reușim în această perioadă să stingem toate focarele. Am avut un audit de la Comisia Europeană. Le-am stins sau încă mai... Mai este un singur focar al unui mic fermier, aș spune, de la Timiș, care s-a opus cu vehemență până când a conștientizat că numai prin eradicare, numai prin stamping out, reușim să reluăm activitatea în zona respectivă, pentru că cercul era destul de mare. Comisia Europeană pusese o formă de restricții pe 45 de kilometri, total atipic față de celelalte boli. Adică să spunem telespectatorul că în această situație, practic, toți crescătorii de animale din România erau blocați, fiind o situație deosebită în exportul în sensul zonelor respective. Toți aveau de suferit, pentru că știți că odată cu apariția unei boli începe presiunea asupra prețului. Încep încasările târzii, nu primesc bani, nicio bani. Apar fel de probleme. Măsurile implementate au fost destul de riguroase, spun eu, pentru că după ședința comună cu fermierii la Guvernul României, care a fost prezentată de către domnul premier Marcel Ciolacu, am decis să emitem un ordin comun ANSVSA, Ministerul Agriculturii și Ministerul de Interne să interzicem mișcarea ovinelor pe teritoriul României, dându-le posibilitatea să meargă către zona de export și către zona de abatorizare. Dacă n-aveau în zonă, cum ziceți dumneavoastră, în cei 45 de kilometri impuși de comisie. Vorbim de focare, animale zona liberă. Din zona liberă, okay. Din afara zonelor de restricții. Asta a fost prima măsură luată. Ca prima măsură. Am aplicat metoda stamping out, adică am luat toate animalele, le-am prin metoda alternativă specifică, incinerare și îngropare.
reușim la nici 3 luni de zile să reluăm exportul. Le spun acest lucru că pentru că după vizitele mixte, de data aceasta am luat cu mine în țările de destinație și stați o clipă să ne înțelegem. Până la varianta exporturilor, aș vrea să discutăm puțin și să demontăm acele discuții referitoare la sacrificarea animalelor, că mulți spuneau și chiar oameni politici, domne, n-a fost, domne, au fost zăpăciți aia de la veterinar că au omorât animale. Adică nu vreau. Ce vreau să răspun telespectatorul este faptul că nu trebuie să aruncăm cu noroi într-o profesie și mai ales sunt niște oameni care chiar și-au făcut treaba acolo. Și în momentul în care un laborator îți spune că există boala respectivă, am înțeles că analizele le-ați făcut și în Franța, nu numai în România, și v-a spus același lucru, eu cred că nu există un echivoc în situația asta. Fără doar ce poate nu este un echivoc, vreau să subliniez faptul că România are cea mai puternică rețea de laboratoare sanitare veterinare de stat pentru siguranța alimentelor din Europa. Eminamente, această rețea de laboratoare este coloana profesiei. Mai mult decât atât, în momentul în care am avut confirmarea pentru această pestă a micilor omegătoare, Comisia Europeană a zis, vrem contraprobă pe care vrem să o analizăm la laboratorul european de referință din Franța pentru a vedea ce fel de tulpină este. Da. Surpriza a fost că ceea ce ați identificat dumneavoastră era și acolo, nu? Categoric, fără doar și poate. Aceste mituri apar de fiecare dată, că există, că nu există. Păi, facem o comparație cu COVID-ul. Câți au crezut în COVID? Câți sunt și acum care nu mai cred? Care nu mai cred. Mai mult decât atât, s-a constatat faptul că tulpina din România nu este aceeași cu tulpina din Grecia. Pentru că se spunea... Pentru că în aceeași perioadă a evoluat și în Grecia pesta micilor omegătoare. După această etapă, s-a mai dus un mit. Dom'le, Grecia a adus boala în România sau România a adus-o în Grecia? În Grecia, ok. Nu, sunt două tulpini total diferite. Dar mai spuneți o dată, vă rog, cum se transmite? Că nu este aceeași situație ca la porc, ca la pesta porcină africană. De la animal, prin adică contact. Adică nu te duci tu cu mașina sau tu, medic nu, veterinar, nu, ai umblat nu. În exploatație literatura de specialitate și duci spune, boala, nu? Literatura de specialitate spune foarte clar că această boală se transmite de la animal la animal, prin contact direct. Bun. Aceste animale care au fost incinerate puteau fi sacrificate și folosite în alt domeniu să faci exclus. Făină? Pentru sau? A putea eradica cât mai repede această boală de pe teritoriul țării, metoda este una singură. Stamping out. Adică extras îngropat. Extras, îngropat sau incinerat, metoda alternativă, metode specifice. Și numai așa, uitați, avem dovada foarte clară. În 3 luni de zile reușim să eradicăm toate focarele de pe teritoriul României. Bun. După ce ați încheiat, hai să spunem, procedura asta internă, ați lămurit ce și cum, ați zis, domnule, hai să reluăm ceea ce am pierdut, pentru că tot ceea ce am pierdut. Erau bani pierduți acum, să fim serioși, deci s-au oferit niște prețuri pe care n-au crezut ciobanii până să apară boala, după care le-au scăzut. De, lei, de la 21 de lei, 22 de lei, din ce înțeleg, din zona industriei, a scăzut la 14. Deci imaginați-vă, e o scădere și scăderea asta nu se duce doar pe lanțul de la... Se duce fix către producător, fix către crescătorul de animale. Ei plătesc asta. Exact. Deci toate disfuncționalitățile astea ori le plătesc producătorii, ori le plătesc consumatorii. Da. Bun. În toată această perioadă, un lucru important este următorul. În prima fază, Comisia Europeană a zis vă blochez tot ceea ce înseamnă export intrauniunal. Iar noi suntem o țară cu specific. Al doilea producător. Ne omorâți. Atunci, noi ca autoritate de stat ne-am asumat niște lucruri. Am spus, domnule, uite care e treaba. Eu recoltez foarte multe probe. Vin și îți demonstrez că animalele care pleacă din zona liberă sunt clinic sănătoase și nu pleacă până nu îndă țara de destinație acordul pentru a putea pleca. Okay. Și am reușit în toată această perioadă de 3 luni de zile să avem exporturi în Uniunea Europeană. Reușim în toată această perioadă să ducem carcasă către Grecia. Sezonul estival din Grecia era întoi, a fost întoi. Și aveam nevoie de produse din România. România este o țară foarte privilegiată pentru că are
calitate foarte, foarte bună a cărnii. Biodiversitatea, domnul președinte. Biodiversitatea. Vegetalul, gândiți-vă că sunt peste 200 de buruiene în flora spontană în comparație cu alte state care dacă au 10 zic mersi. Și sunt vârf de lance, deci dau lecții cu privire la ceea ce înseamnă o agricultură durabilă, dar trec peste astea, sunt ironic. Sigur, ați reușit să faceți chestia asta, să nu blocați nici pe nici în piața comună aceste schimburi intracomunitare, nici exporturile să le blocați definitiv. Definitiv. Am reușit tot în această perioadă să deschidem piețe noi. Cuveitul, de exemplu, e o piață nouă care nu a cumpărat până atunci. Am reușit să ducem exportul către Cuveit. S-au reluat exporturile de animale vii către Iordania. Ok. Marocul. Acum 4 săptămâni de zile am fost cu o delegație publică-privată în Maroc, am rediscutat certificatele de export. Toate aceste delegații externe au avut un singur scop. Dom'le, trebuie să renegociez certificatul de export, să spun că duc animale din zonă liberă și mi-asum anumite condiții. Pe un proiect sănătos, în sensul în care recoltez destul de multe probe de la animale, să mă asigur că tot ceea ce ajunge acolo sunt bune pentru consum. Aceste delegații, o spun eu, că poate dumneavoastră n-ați vrut să evidențiați acest lucru, din aceste delegații a făcut parte important crescătorul de animale, care a văzut ceea ce se întâmplă, au participat la aceste discuții, adică n-a fost acea transparență mascată cu ghilimele de rigoare, ci a fost o transparență totală. O transparență totală și am luat și directori regionali, cum spuneau colegii din Maroc, domnule, ai venit cu directorul regional. Da, domnule, ai venit cu directorul regional pentru că sunt oameni cu experiență, oameni care trebuie să înțeleagă cum se face exportul și care sunt condițiile de export. De pildă, în Maroc ne-am întors cu certificate de export semnate pentru ovine în condițiile noastre. Drept dovadă, săptămâna trecută s-a încărcat un popor de 13.000 de capete în Maroc. Un rezultat concret. Concret. Iordania cred că a plecat vreo 5 vapoare de când am fost. Am venit din Maroc cu certificate semnate pe lapte și produse lactate, miere, carne de ovină, bovină și caprină, de carcasă. Și toate aceste lucruri încep să meargă, să funcționeze. Domnul președinte, nu aveți emoții când auziți că la nivel european se discută de interzicerea exporturilor animalelor vii? Am văzut și un comunicat al domnului ministru al agriculturii zilele trecute, cum că marea nenorocire se interzice transportul de animale vii. Nu se interzice de mâine transportul de animale vii. Tendința noastră, după cum bine observați, este să exportăm cât mai multe animale carcasă. Da, să știți că această discuție cu interzicerea exportului de animale vii nu e de ieri de azi. Este o prelungire la prelungire, că țineți minte, fostul Parlament European, membrii Parlamentului European, în Comisia de Agricultură au tot discutat, Comisia de Mediu au tot discutat despre acest subiect și la un moment dat au căzut cumva la mijloc aceste interese, pentru că au zis, domne, haide să îndeplinim anumite condiții. Ori pentru noi este devastator să se întâmple așa ceva. Tocmai de aceea, în momentul de față, există negocieri în acest sens și susținem foarte tare că România are nevoie de export de animale vii. Categoric, suntem o țară cu specific. Suntem o țară care exportăm către Golf. Suntem o țară care exportăm foarte multe animale vii. Categoric, ne dorim ca pe o perioadă medie să avem cât mai multe exporturi de produse, de carcasă, este un deziderat al nostru. Ne-l dorim foarte tare. Dar să știți, al nostru dezideratul este ok și așa trebuie să mergem în direcția asta. Nu știu cât de mult o să putem să facem, dar toți ar trebui să fim uniți în direcția asta de a permite în continuare exportul de animale vii. De ce? Discutam cu cetățenii, în momentul în care am făcut vizită, cum ați făcut și dumneavoastră, în Statele Arabe, cu cetățeni arabi care mi-au spus, da, îmi place textura cărnii de oaie din România, dar ultima lună eu îmi place să o fezandez înainte să o tai, să dau buruienile mele, aromele mele, să pot să o fac o carne care să fie apropiată de gusturile mele. Mai puțin, pentru că imaginați-vă 3 milioane de capete cât se exportă în zona asta, sau dumneavoastră poate aveți alte cifre,
Sigur, de ce n-ar lua numai carcasele din Australia sau Noua Zeelandă sau Spania sau Irlanda? Iau aceste animale vii pentru că e tradiția la ei să poată să... Exact cum e la noi. Iei porcul, mai ții o lună, două, îi dai porumb acolo și îl faci după ce el a consumat hrană lichidă toată viața. Și îl finisează de pe propriul gust. Într-adevăr, cifrele care le-ați enumerat noastră sunt total reale. Și sunt convins că împreună vom găsi o soluție de mijloc în toată această perioadă, în toată această presiune de a interzice exportul de animale. Ok. Cum mai stăm cu... Noi am discutat acum despre oaie, pentru că a fost ultima epizootie. Ultima epizootie care a apărut pe teritoriul României. Dar cum stăm cu pesta porcină africană? Că la porc era mai complicată situația. Tot aud în piață și vă mulțumesc că ați deschis acest subiect al pestei porcine africane. Doamne, tragedia vieții, nenorocire ce se întâmplă cu pesta porcină africană. Zic, da, ok, sunt de acord cu dumneavoastră, e o boală care evoluează pe teritoriul României din 2017. În noiembrie 2021, s-au făcut 3 ani de când am preluat mandatul de președinte al ANSVSA, aveam 1600 de focare pe teritoriul României și peste 80 de ferme afectate. O adevărată tragedie. O mai mare tragedie, cum prietenii cu ghilimele de rigoare o expun astăzi în piață, situația este următoarea astăzi. Avem 25 de focare la nivel național și 3 ferme afectate. Eu zic că e evoluție extraordinar de bună în acest sens. Domnul președinte, 3 ferme afectate din 471 contează, dar 3 ferme afectate dintr-o 1000 nu mai este aceeași unitate de măsură. Sigur că din punct de vedere al agronomului vă mărturisesc acum că o țară cum este România, care produce porumb, ar trebui să aibă un sector suin extrem de dezvoltat, pentru că porumbul e hrana principală sau ar trebui să fie hrana principală. În situația asta, cu un efectiv de 3 milioane jumătate de capete, în care ai 1 milion jumătate probabil în fermele comerciale și restul la populație, eu cred că este extrem de puțin față de ceea ce produci. Producând materie primă mai multă decât necesarul tău de pe piața internă, n-ai decât calea exportului. Dacă ți se diminuează acest efectiv de animale, automat că exportatorii vor face presiune asupra prețului și că știe că nu ai planul B, știe că nu mai ai unde să-l duci, că n-ai sectorul suin dezvoltat. Cred că aici trebuie să ne orientăm. Revitalizarea sectorului suin am susținut-o și o susținem în continuare. Fără doar și poate. Mai mult decât atât, reușim să creionăm un proiect pentru a ne regionaliza. Spun acest lucru pentru că România este o țară roșie și vrem să devenim o țară roșie pentru a putea exporta. Ce ar însemna această regionalizare pentru cei care nu sunt familiarizați? Pentru cei care nu sunt familiarizați, în momentul în care pe o regiune pe care o putem creiona noi, de exemplu... Adică cele 8 regiuni de dezvoltare a României cu 5 județe sau... O putem exemplifica și în acest sens. Pe teritoriul acestei regiuni nu am avut pestă porcină africană timp de nici la mistreț, nici la gospodărie proprie, nici la fermă. Da. Timp de 24 de luni, atunci reușim. Oh, fantastic. Reușim. Doi ani. Da. Reușim să devenim să depunem proiectul pentru a deveni zonă roșie să putem exporta. Am identificat 2 regiuni, spun acest lucru pentru că am identificat regiunea din Timișului și regiunea din centrul țării, vorbesc aici de Brașov, Argeș și toată această zonă, okay, care este plină de ferme de porci. Bine, dar la asta trebuie să adauge și fermele de reproducție, pentru că ai nevoie de așa ceva. Tot ce înseamnă creșterea, tot ce înseamnă creșterea suinelor, trebuie să o prindem în acest proiect pentru a deveni o zonă roșie să putem exporta. Dacă ne ies aceste două regiuni, reușim să deblocăm și exportul de carne de porc. Pentru că știți, există astăzi discuții referitoare la acest, haideți să-i spunem, schimb intracomunitar, pentru că sunt cetățeni români, fie în Italia, Spania sau Marea Britanie sau Germania, care
preferă produsele românești și ori tu nu poți să exporți acolo decât dacă ai carne uie introdusă și nu carne românească introdusă. Da, trebuie să demonstrăm că este o carne care provine din zone în care nu au fost afectate de peste porcină africană. Și categoric, okay. România fiind roșie, nu avem ce să discutăm. Ați făcut rost de bani pentru laboratorul la desemnat? În condițiile astea de peste porcine, că spuneați la un moment dat că veți căuta soluții ca să nu mai treacă într-un abator, să duceți animalul care poate fi procesat într-o oarecare măsură, că spuneați că la 70 de grade deja... Banii nu sunt suficienți niciodată. De fiecare dată mergem cu mâna întinsă la Guvernul României pentru a avea obține bani. De pildă, ieri, în ședința de guvern, au fost aprobate două hotărâri de guvern. Pe de-o parte, unul din fondul de rezervă pentru a putea veni la zi cu restanțele, iar celălalt cu actualizarea tarifelor pentru medicii veterinari de liberă practică. Deci două informații așteptate. Două informații așteptate și importante. Spun acest lucru pentru că tarifele medicilor veterinari sunt neactualizate din 2013. Știți, vă spun mai bine ca mine. Cred că era 2115, ceva de genul ăsta din 2013, o hotărâre de guvern. Bun, reușim după 11 ani și actualizăm... Da, dar eu acum aș vrea să vă corectez că nu v-ați dus niciodată cu mâna întinsă, v-ați dus cu mintea limpede, pentru că trebuie să-l convingi pe cel care te finanțează că nu guvernul dă bani, știți foarte bine. Ne-am dus cu mâna întinsă și cu proiecte sănătoase. Asta am explicat care sunt condițiile, de ce e nevoie de aceste investiții. Într-adevăr, avem investiții majore în ultimii 3 ani de zile. Chiar făceam o radiografie a acestui mandat de până acum 3 ani de zile și pe latura investiției stăm foarte bine și nu ne-am uitat numai la bugetul național. Avem 7 proiecte pe PNRR aprobate pentru a consolida și a renova sediile instituțiilor. Reușim în toată această perioadă de 3 ani de zile să finalizăm cel mai performant institut de igienă sănătate, Institutul de Igienă Sănătate Publică Veterinară din Europa. Vorbim aici de tot ce înseamnă siguranță alimentară. Sunt investiții care s-au făcut în această perioadă cu care ne mândrim. Ok, mai aveți 2 investiții importante de făcut, că știți foarte bine ce vă comunică teritoriul. Salariile și mașini, să le dați acolo ca să poată să... Pentru salariile că am și auzit, parcă auto. Am auzit de fiecare dată, am auzit chestiunea asta. Domnule, este un bun manager dacă reușește să le dea mașini, să le dea motorină, să le dea și salarii. Câteodată mai găsesc să... dacă le face și pe acesta și probabil câteodată cu sprijinul guvernului le vom rezolva măsură. Și aceste două probleme se fac de mers în acest sens și știm foarte bine că din 2018 nu au mai fost mărite salariile medicilor veterinari de stat. Se fac de mers în acest sens, sper să reușim să le actualizăm cu rata inflației, cu un echilibru cu celelalte instituții, pentru că e păcat ca specialiști care se formează greu să plece datorită faptului că au salariile mai mici decât la alte entități. Domnul președinte, vă propun un scurt moment de publicitate, după care revenim cu discuțiile despre piața internă a produselor agroalimentare.